Cele două sensuri unice de pe strada Mihail Cogălnicianu din Pașcani a dat peste cap traficul rutier din zonă și a stârnit numeroase nemulțumiri din partea unor șoferi. Rețelele de socializare au fost umplute cu mesajele postate la știrile apărute, mulți dintre ei solicitând revenirea la regulile anterioare. De asemenea, unii șoferi circulă ca înainte, acum pe contrasens, în această situație fiind surprinsă și o mașină a societății primarului. Măsura a fost instituită la sfârșitul săptămânii trecute la solicitarea edilului Marius Pintilie, cu aprobarea Comisiei Locale de Circulație. Mai exact, strada a fost împărțită în două, iar în mijloc a apărut o intersecție. Șoferii care merg dinspre Piața de Alb spre strada Sportului sunt obligați să facă la stânga după Spitalul CF, spre sala de sport, pe o străduță îngustă, unde nu poate fi depășit niciun pieton, sau la dreapta spre oficiul poștal. De asemenea, cei care circulă dinspre fostul sediu al Bibliotecii Municipale sunt obligați să meargă la dreapta spre sala de sport sau la stânga spre oficiul poștal, nu înainte spre piață. Stimați pășcăneni, bună ziua! Suntem pe strada Mihail Cogălnicianu. După cum vedeți și dumneavoastră, am instituit de astăzi indicatoarele pentru sensuri unice. Strada Cogălnicianu, până la jumătate se merge pe sens unic, după care se face stânga-dreapta în funcție de sensul în care mergi. În concluzie, nu se poate ajunge direct de la piață către Biblioteca Veche. Da, deci la piață către Biblioteca Veche până la jumătatea străzii, după care stânga-dreapta. Și la fel de la Biblioteca Veche către piață până la jumătate, după care stânga-dreapta. Sunt rute alternative, vă salut domnilor, bună ziua! Sunt rute alternative, este mai greu în primele zile, dar eu sunt convins că o să ne învățăm și o să facem în așa fel încât traficul de pe această stradă, ca și pe celelalte străzi, să nu mai reprezinte un motiv de conflict și un motiv de nervi pentru cei care trec cu mașina pe aceste străzi. La fel cum am rezolvat și în zona Vale și în zona Deal cu sensurile unice și ați văzut și dumneavoastră că traficul s-a calmat și am reușit să realizăm și parcări pentru rezidențe din zonă, la fel și aici sunt convins că în perioada următoare se vor așeza lucrurile și lumea se va obișnui. Vă mulțumesc și vă rugăm atenție cei care treceți prin această zonă. Ne aflăm pe strada Mihail Cogălnicianu din municipiul Pașcani, aici unde în ultimele zile s-au instituit noi reguli de circulație. Încercăm astăzi să vi le explicăm pe cât posibil din teren. Dacă veniți dinspre piața agroalimentară din zona de Alb, pe strada Mihail Cogălnicianu, trebuie să știți că nu veți putea merge până în capăt spre fostul sediu al bibliotecii. Asta deoarece, imediat cum se termină gardul Spitalului CF din municipiul Pașcani, va trebui să faceți fie stânga, fie dreapta. Veți merge pe această străduță laterală de lângă Spitalul CF, iar apoi este obligatoriu să faceți dreapta, deoarece aveți interzis. Încercăm să vă arătăm cum se circulă și dacă venim de pe strada Sportului, adică de la Colegiul Național Mihail Sadoveanu. Dacă facem dreapta spre Spitalul CF, pe strada Mihail Cogălnicianu, veți întâlni fix aceeași situație, doar că în sens opus, adică nu veți putea merge spre piața agroalimentară, ci va trebui să faceți stânga sau dreapta. Avem semnul de interzis. Subiectul a fost discutat și în cadrul ultimei ședințe a Consiliului Local. Opoziția a atras atenția că toate măsurile luate de actualul primar privind sensurile unice din Pașcani, precum și închiderea circulației de zilele Pașcaniului, sunt ilegale pe motiv că nu au fost aprobate de legislativul local. Deci administrarea drumului pe trecerii de pod este un atribut al Consiliului Local, iar organizarea zilelor orașului cu închiderea unei străzi, nu e atributul Consiliului Local. Atunci, legea când operează? Am încheiat. Bun. Domnule Cristian Rățoi, în calitate de președinte al Comisiei de Circulație și pășcănienilor le transmit acum, toate restricțiile care sunt puse în Pașcani, cel puțin vorbesc din 2021 încoace, deci toate sunt ilegale. Indicatoarele de 7,5 tone puse în Pașcani, din 98, Rățoi, domnul, sunt domnul, ilegale. Nu din 98, sunt ilegale.
Toate sunt ilegale. Iar cu politica. Toate sensurile făcute, inclusiv această blasfemie, că nu pot numi altceva, ce ați transformat dumneavoastră pentru interes privat strada Mihail Cogălnicianu, că niciun cetățean nu mai poate ajunge cu o mașină să-și ia plasa cu cumpărături de la piață. Dat-o pe politică. Toate sunt ilegale. Bine, păi dacă dumneavoastră a spus că dacă n-au fost trecute prin Consiliul Local, sunt ilegale. Niciuna n-a fost trecută prin Consiliul Local. Primarul Pășcănean a recunoscut că toate măsurile privind circulația rutieră din oraș luate în ultimii ani de zile, fără aprobarea Consiliului Local, sunt ilegale. El a spus că a aflat acum de obligațiile legale de la secretarul primăriei, odată cu dezbaterile privind aprobarea restricțiilor de circulație de pe pasajul Peștișorul. Din punctul meu de vedere, legea este simplă. Spune că tot ce este la intravilan se administrează de către Consiliul Local. Și ce trebuie să facem de acum înainte? Asta. Asta înseamnă că toate chestiunile care țin de restricții de circulație, de sensuri unice, de ce mai vreți dumneavoastră, trebuie să ajungă, din punctul meu de vedere, în Consiliul Local. Chiar dacă procedura va fi mai greoaie, trebuie să ajungem în Consiliul Local. Pentru că noi astăzi, acum câteva zile, am descoperit că așa trebuia să fie făcut din 98. Deci pentru mine întrebarea este simplă, sau răspunsul este simplu. Ceea ce facem astăzi este corect, ceea ce s-a făcut până acum nu s-a făcut corect, ce facem de azi înainte, facem pe procedura corectă. În acest context, nimeni nu se grăbește să clarifice cum rămâne cu sensurile unice amenajate până acum, cel de pe străzile Izvoarelor și Mihai Eminescu, precum și pe strada Vasile Alexandrii din zona Vale, iar în zona de al pe Eugen Stamate, pe strada Mihail Cogălnicianu, prin spatele pieței de al și în cartierul Micro. Unii salariați ai primăriei cred că măsurile trebuie respectate până când vor fi anulate, dacă cineva va sesiza instanța de judecată. De asemenea, sancțiunile date în aceste zone ar putea fi anulate. Tot ilegale ar fi și alte măsuri de circulație luate în ultimii ani privind limitările de viteză și amenajarea de treceri de pietoni și parcări pentru mașini. Atât reprezentanții Poliției Municipale cât și cei ai Primăriei Pașcani au refuzat să clarifice această situație. Menționăm că ultimul proiect de hotărâre pus în dezbaterea Consiliului Local privind amenajarea unor sensuri unice a fost în noiembrie 2013 pentru aleile dintre blocurile aflate în apropierea sediului Poliției Municipale.